Succesul în viață ar putea fi definit ca o expansiune continuă a fericirii și ca o împlinire progresivă a scopurilor nobile pe care și le propune omul. Succesul este capacitatea noastră de a ne împlini dorințele fără eforturi deosebite. În mod curios, oamenii au considerat dintotdeauna că pentru a atinge succesul este nevoie de eforturi uriașe, sacrificându-i de multe ori pe cei din jur. Avem nevoie astăzi de o viziune mai spirituală asupra succesului și prosperității, care reprezintă curgerea abundentă a tot ceea ce este bun în lume către noi. Cunoașterea și practica legilor spirituale ne permit să intrăm în armonie cu natura, creând ceea ce avem nevoie într-o stare de bucurie și iubire, dar și de detașare. Succesul are multe fețe, bogăția materială nu reprezintă decât una din componentele sale. Mai mult, el trebuie privit ca o călătorie, nu ca destinația finală. Belșugul material, în toate expresiile sale, este, cei drept, unul dintre acele aspecte care fac această călătorie să fie mai confortabilă. Succesul include, însă, mai multe fațete: o stare de sănătate bună, de energie și entuziasm relații interumane plăcute, o stare de libertate creativă, de stabilitate emoțională și psihică, sentimentul bunăstării interioare și starea de pace mentală. Chiar dacă experimentăm toate aceste aspecte, noi vom rămâne neîmpliniți dacă nu vom ști să cultivăm sămânța divinității din lăuntrul nostru. De fapt, noi suntem una cu această divinitate, iar zeii și zeițele din interiorul nostru se află într-o stare embrionară, și nu-și doresc altceva decât să se manifeste plenar. De aceea, adevăratul succes reprezintă o experiență miraculoasă. El este tot una cu revelarea divinității din noi înșine, dar și perceperea ei oriunde ne-am afla, în ochii unui copil, în frumusețea dedicată a unei flori, în zborul unei păsări. Atunci când vom începe să experimentăm viața ca o expresie miraculoasă a divinității, nu ocazional, ci tot timpul, Abia atunci vom cunoaște adevărata semnificația a succesului. Înainte de a defini prima lege spirituală, vom explica puțin conceptul de lege. Legea este un proces prin care ceea ce este nemanifestat devine manifest, prin care observatorul devine obiectul observat, prin care cel care vede devine una cu ceea ce vede, prin care cel care visează devine una cu visul său. Întreaga creație, tot ceea ce există în lumea fizică, este rezultatul transformării principiilor nemanifestate în obiecte manifestate. Tot ceea ce vedem cu ochii s-a născut din necunoscut. Corpul nostru fizic, universul fizic, tot ceea ce putem percepe cu ajutorul simțurilor, reprezintă transformarea unor principii nemanifestate, necunoscute și invizibile în obiecte manifestate, cunoscute și vizibile. Universul fizic nu este altceva decât Sinele, care se apleacă asupra sa pentru a experimenta pe sine ca spirit, minte și materie fizică. Altfel spus, orice proces de creație este un proces prin care Sinele sau Divinitatea se exprimă pe el însuși. Conștiința în mișcare se exprimă pe sine sub forma obiectelor care există în Univers, în eternul dans al vieții. Sursa întregii creații este Divinitatea sau Spiritul. Procesul creației nu este altceva decât Divinitatea în Mișcare, adică mintea, iar obiectul creației este Universul fizic, care include și Corpul fizic. Aceste trei componente ale Realității, Spiritul, Mintea și Corpul, sau Observatorul, Procesul Observării și Obiectul Observat, reprezintă în esență unul și același lucru. Toate provin din acea sursă, câmpul potențialității pure, adică principiul nemanifestat. Legile fizice ale Universului nu reprezintă altceva decât acest proces al divinității în mișcare sau al conștiinței în mișcare. Dacă înțelegem și aplicăm aceste legi în viața noastră, noi putem crea tot ceea ce dorim, căci aceleași legi pe care le folosește natura pentru a crea o pădure, o galaxie, o stea, sau propriul nostru corp pot fi folosite și pentru împlinirea dorințelor noastre cele mai profunde. Sursa întregii creații este conștiința pură, potențialitatea pură care încearcă să exprime ceea ce este nemanifestat într-o formă manifestată. Dacă realizăm că sinele nostru real este potențialitate pură, noi ne punem în rezonanță cu acea putere care manifestă tot ceea ce există în Univers. La început nu exista nici existență, nici non-existență. Toată această lume nu era decât energie nemanifestată. Cel unic respira fără respirație prin propria sa putere, și nu exista nimic altceva. Imnul creației Rig Veda. Prima lege spirituală a succesului este legea purei potențialități. Esența acestei legi constă în faptul că, în stare esențială, noi suntem conștiință pură. Conștiința pură este tot una cu potențialitatea pură. Ea reprezintă un câmp al tuturor posibilităților și al creativității infinite. Conștiința pură este esența noastră spirituală. Fiind infinită și nelimitată, ea reprezintă de asemenea și beatitudine pură. Celelalte atribute ale conștiinței sunt cunoașterea pură, tăcerea infinită, echilibrul perfect, invincibilitatea, simplitatea și beatitudinea. Aceasta este natura noastră esențială. Natura noastră fundamentală ține de potențialitate pură. Atunci când ne descoperim natura esențială și aflăm cine suntem cu adevărat, noi ne cunoaștem pe sine, iar această cunoaștere de sine reprezintă cheia împlinirii tuturor visurilor, căci sinele este posibilitatea eternă, potențialul nemăsurat al tuturor lucrurilor care au existat, există și vor exista vreodată. Legea potențialității pure ar mai putea fi numită și legea unității, căci la baza infinitei diversități a vieții se află unitatea Spiritului Omniprezent. Nu există nicio separare între noi și acest câmp de energie. Câmpul potențialității pure este propriul nostru sine. Cu cât ne experimentăm mai mult adevărata natură, cu atât mai aproape suntem de câmpul potențialității pure. Experiența sinelui sau cunoașterea de sine înseamnă centrarea punctului nostru de referință în propriul nostru spirit, și nu asupra obiectelor experienței noastre. Opusul centrării în sine este centrarea asupra obiectelor. Atunci când suntem centrați asupra obiectelor, noi depindem întotdeauna de obiectele din lumea exterioară, inclusiv de situații, circunstanțe, oameni și lucruri. Cei care sunt centrați asupra obiectelor caută întotdeauna aprobarea celor din jur. Gândirea și comportamentul lor reprezintă inevitabil anticiparea unui răspuns din exterior. De aceea, acest tip de comportament are la bază teama ca anticiparea lor să nu se împlinească. Cei care sunt centrați asupra obiectelor simt tot timpul nevoia de a controla lucrurile. Ei simt nevoia de a deține o putere asupra lumii exterioare. Nevoia de aprobare, de control asupra lucrurilor și de putere asupra lumii exterioare are la bază teama. Acest tip de putere nu are nimic de a face cu puterea potențialității pure, adică a sinelui, care este puterea reală. Atunci când experimentăm puterea sinelui, teama dispare, la fel și dorința de a controla sau lupta pentru aprobare, ori pentru puterea exterioară. În cazul centrării asupra obiectelor, punctul de referință interioară este egoul. Noi nu suntem însă totuna una cu egoul nostru. Acesta nu este decât o imagine de sine, o mască socială, rolul pe care îl jucăm. Masca noastră socială este cea care are nevoie de aprobare. Ea este cea care dorește controlul și care caută puterea exterioară întrucât trăiește din teamă. Sinele real, care este spiritul sau sufletul nostru, este complet liber. El este imun la critici, nu se teme de nicio provocare și nu se simte inferior nimănui. Pe de altă parte, el este umil și nu se simte superior nimănui. Căci știe că toată lumea este identică cu el, este același spirit sub diferite înfățișări. Aceasta este diferența esențială între centrarea asupra obiectelor și centrarea în sine. Cei care sunt centrați în sine și experimentează adevărata ființă, care nu se teme de nicio provocare, îi respectă pe toți cei din jur și nu se simte inferioară nimănui. De aceea, puterea sinelui este puterea reală. Pe de altă parte, puterea bazată pe centrarea asupra obiectelor lumii exterioare este o putere falsă. Fiind bazată pe ego, ea nu durează decât atâta vreme cât obiectul său de referință este prezent. De pildă, dacă avem un anumit titlu, cum ar fi cel de președinte al unei țări sau al unei companii, sau dacă avem foarte mulți bani, puterea de care dispunem dispare odată cu pierderea funcției sau banilor. Puterea bazată pe ego nu durează decât atâta vreme cât durează obiectul ei. Ea dispare odată cu titlul, funcția sau banii care au generat-o. În schimb, puterea sinelui este permanentă, căci are la bază cunoașterea de sine. Ea are o serie de caracteristici. De pildă, ea are puterea de a atrage oamenii sau obiectele de care avem nevoie către noi. Magnetizează oamenii situațiile și circunstanțele, astfel încât acestea să sprijine dorințele noastre. Acest sprijin este special căci vine din partea legilor naturii, a divinității, a unei stări de grație. Această putere creează o legătură între noi și restul oamenilor de care ne bucurăm de potrivă noi și ei. Este puterea iubirii. Cum putem aplica însă în viața noastră legea potențialității pure, câmpul tuturor posibilităților? Dacă dorim să ne bucurăm de beneficiile câmpului potențialității pure, să ne folosim plenar de creativitatea care caracterizează pura conștiință, este nevoie mai întâi de toate să avem acces la ea, una dintre manierele prin care putem căpăta acces la câmpul potențialității pure este practica zilnică a tăcerii, a meditației, a neemiterii de judecăți de valoare. Timpul petrecut în natură permite de asemenea acordarea la calitățile inerente acestui câmp: creativitate infinită, libertate și beatitudine. Practica tăcerii înseamnă angajamentul ferm de a petrece zilnic o anumită perioadă de timp pentru a fi pur și simplu. Experimentarea tăcerii înseamnă o renunțare temporară la activitatea vorbirii, dar și la alte activități, cum ar fi privitul la televizor, ascultarea radioului sau citirea unei cărți. Cine nu își oferă posibilitatea de a experimenta din când în când tăcerea, nu face altceva decât să își stimuleze la infinit dialogul interior mental. De aceea vă recomandăm să vă fixați un interval în care să experimentați zilnic tăcerea. Sau puteți face un angajament interior că de-a lungul unui anumit interval de timp veți fi complet tăcut în fiecare zi. De pildă, puteți practica acest lucru timp de două ore, sau dacă vi se pare prea mult, măcar o oră. Din când în când experimentați tăcerea un interval ceva mai lung de timp, cum ar fi o zi întreagă, două zile sau chiar o săptămână. Ce se întâmplă atunci când experimentăm această tăcere? La început, dialogul nostru interior devine chiar mai turbulent ca de obicei. Simțim atunci nevoia de a vorbi sau de a gândi chiar mai intens decât suntem obișnuiți. Am cunoscut oameni care parcă au nebunit în prima zi de practică a tăcerii, spunea Deepak. Anxietatea și agitația par să crească exponențial la început, dar pe măsură ce experiența avansează, dialogul interior începe să se domălească. În curând, tăcerea devine profundă, căci până la urmă mintea renunță, realizând că este inutil să se învârtă în cușcă dacă stăpânul, sinele, cel care dispune cu adevărat de liberul arbitru, nu dorește să vorbească. Atunci când dialogul interior se liniștește, noi începem să experimentăm liniștea și pacea specifice câmpului potențialității pure, Așadar, practica periodică a tăcerii este una din căile prin care putem experimenta legea potențialității pure. Meditația zilnică este o altă cale. La modul ideal ar trebui să medităm cel puțin o jumătate de oră în fiecare dimineață și o altă jumătate de oră în fiecare seară. Meditația ne va învăța să experimentăm câmpul tăcerii și al conștiinței pure. În acest câmp se află energia corelațiilor infinite, puterea infinită de organizare, temelia suprema a creației, în care totul este inseparabil conectat cu restul. Starea de liniște este prima premisă pentru manifestarea dorințelor noastre, căci ea reprezintă singura punte cu câmpul potențialității pure, cel care poate orchestra pentru noi o infinitate de detalii favorabile. Imaginați-vă că aruncați cu o piatră într-un lac liniștit. Când valurile se liniștesc, aruncați cu o nouă piatră. Exact același lucru se produce atunci când pătrundem în câmpul tăcerii pure și introducem în el intenția noastră. În această tăcere, chiar și cea mai slabă intenție va produce valuri în lacul liniștit al conștiinței universale, care leagă între ele toate formele creației. Dacă nu experimentăm însă liniștea conștiinței, dacă mintea noastră este la fel de agitată ca și un ocean sub furtună, putem arunca Everestul în oceanul infinit al conștiinței universale și tot nu vom remarca nimic. În Biblie există faimosul citat: Fi liniștit și află că eu sunt Dumnezeul tău. Această realizare nu poate fi obținută decât prin meditație. O altă modalitate de a avea acces la câmpul potențialității pure este practica neemiterii de judecăți de valoare. Judecata se referă la evaluarea permanentă a lucrurilor ca fiind bune sau rele, corecte sau greșite. Atunci când evaluăm, clasificăm, analizăm în permanență lucrurile, când punem etichete pretutindeni, noi dăm naștere la foarte multe turbulențe în dialogul nostru interior. Aceste turbulențe blochează fluxul de energie între noi și câmpul potențialității pure, pentru simplul motiv că noi ratăm intervalul dintre gândurile noastre, singurul în care putem seziza liniștea. De aceea, acest interval reprezintă chiar puntea de legătură cu câmpul potențialității pure. Această stare de conștiință pură, de pace interioară, spațiul tăcut dintre gânduri, este puntea care face legătura cu marea putere. Cei care nu se sizează acest interval nu conștientizează nici legătura cu câmpul potențialității pure și al creativității infinite. În cursul miracolelor există o rugăciune care sună astfel. Astăzi nu voi judeca nimic din ceea ce se petrece. Neimiterea de judecăți creează în mintea noastră o stare de liniște. De aceea, cel mai bine ar fi să vă începeți ziua rostind această afirmație pozitivă. Mai mult, de-a lungul zilei, va trebui să vă reamintiți constant de această afirmație ori de câte ori constatați că emite judecăți de valoare. Dacă practicarea acestei metode pe întreaga durata zilei vi se pare prea dificilă, Puteți să o limitați la un interval mai scurt, cum ar fi, de pildă, în următoarele două ore nu voi judeca nimic din ceea ce se petrece. Sau, în următoarea oră, voi experimenta lipsa judecăților de valoare. Puteți extinde apoi gradat intervalul. Așadar, tăcerea, meditația și neemiterea judecăților de valoare permit accesul la câmpul potențialității pure, descris de prima lege spirituală. După ce veți reuși să stabiliți acest contact, veți putea adăuga și o a patra componentă la această practică: petrecerea regulată a timpului în comuniune directă cu natura. Petrecerea timpului în natură ne permite să sesizăm interacțiunea armonioasă care există între toate elementele și forțele vieții, dăruindu-ne intuiția unității noastre cu întreaga viață. Indiferent dacă este vorba de un părâu, de o pădure, de un munte, un lac sau de malul mării, această legătură cu inteligența naturii ne poate fi de un real folos în stabilirea contactului cu câmpul potențialității pure. Este important să învățați cum să intrați în contact cu esența cea mai lăuntrică a ființei dumneavoastră. Această esență a ființei există dincolo de ego. Ea este lipsită de teamă, este liberă, este imună la critici și nu se teme de provocări. Ea nu se simte superioară nimănui, dar nici inferioară, fiind plină de mister, de magie, de lumină. Accesul la adevărata esență vă va permite o privire mai profundă în oglinda relațiilor, căci orice relație reprezintă o reflexie a legăturii care există între dumneavoastră și propria dumneavoastră ființă. Spre exemplu, dacă în interiorul dumneavoastră există sentimente de vinovăție, de teamă și insecuritate legate de lipsa banilor, a succesului sau a oricăror alte lucruri, aceste trăsături de bază ale personalității dumneavoastră se vor reflecta în comportamentul dumneavoastră și implicit în relațiile dumneavoastră cu ceilalți oameni. Singura soluție este contactul cu sinele. Atunci când veți fi ancorați în sinele dumneavoastră real, când îi veți înțelege cu adevărat natura reală, teama, vinovăția și insecuritatea vor dispărea, căci veți realiza că esența oricărei bogății materiale este energia vieții, este potențialitate pură. Iar potențialitatea pură este natura dumneavoastră intrinsecă. Pe măsură ce veți căpăta un acces din ce în ce mai profund la adevărata dumneavoastră natură, veți începe să receptați în mod spontan gânduri creative, căci câmpul potențialității pure este și câmpul creativității infinite și al cunoașterii pure. Filozoful și poetul austriac Franz Kafka spunea odată Nu trebuie să părăsești camera, este suficient să rămâi așezat la masă și să asculți. Nu trebuie nici măcar să asculți, este suficient să aștepți. Nu trebuie nici măcar să aștepți, este suficient să înveți să rămâi liniștit și împăcat și solitar, iar lumea ți se va oferi singură și de bunăvoie. Ea nu are de ales, se va revela singură, în extaz, la picioarele tale. Bogăția Universului, această abundență incredibilă, reprezintă expresia minții creatoare a naturii. Cu cât veți reuși să vă acordați mai puternic la această minte a naturii, cu atât mai puternic va fi accesul dumneavoastră la creativitatea sa infinită. Dar mai întâi de toate, trebuie să învățați să transcendeți agitația dialogului interior, căci numai așa vă puteți conecta la această minte abundentă, infinită, creatoare. Iar atunci veți putea crea posibilitatea unei activități dinamice, rămânând în același timp ancorați în liniștea minții eterne nelimitate creatoare. Această incredibilă combinație între mintea infinită și tăcută pe de o parte și mintea individuală dinamică și activă pe de altă parte reprezintă acel echilibru între tăcere și mișcare care poate crea tot ceea ce vă doriți. Această coexistență simultană a opușilor, a tăcerii și a dinamismului vă va ajuta să deveniți independenți față de orice situație, față de circumstanțe, oameni și lucruri. Devenind martorul liniștit al acestei minunate coexistențe a opușilor, vă veți racorda la lumea energiei, la supa cuantică de care vorbesc avanții, la acel fundament nematerial care stă la baza lumii materiale. Această lume a energiei este fluidă, dinamică, veșnic în schimbare. Simultan, ea este nemișcată, tăcută, eternă și liniștită. Luată separat, liniștea este potențialitatea creativității. Luată separat, mișcarea înseamnă creativitate limitată la un singur aspect al său. Combinația dintre liniște și mișcare vă va permite însă să vă deslănțuiți creativitatea în toate direcțiile, oriunde vă va conduce puterea atenției dumneavoastră. De aceea, oriunde vă conduce mișcarea și activitatea, luați cu dumneavoastră liniștea. În acest fel, mișcarea haotică din jurul dumneavoastră nu va împiedica niciodată accesul la rezervorul creativității universale, la câmpul potențialității pure. Aplicarea legii potențialității pure. Voi pune în practică legea potențialității pure, angajându-mă să aplic următoarele etape. 1. Voi intra în contact cu câmpul potențialității pure, practicând în fiecare zi tăcerea, existența pură. Voi sta într-o meditație tăcută de cel puțin două ori pe zi, timp de aproximativ 30 de minute dimineața și 30 de minute seara. 2. Voi urmări să intru în fiecare zi în comuniune directă cu natura, devenind martorul tăcut al inteligenței care există în fiecare ființă vie. Mă voi așeza în tăcere și voi privi apusul soarelui sau voi asculta sunetul valurilor sau voi mirosi pur și simplu mireasma unei flori. În extazul propriei mele tăceri și prin comuniunea cu natura, mă voi desfăta cu principiul vieții care exista din toate timpurile, conectându-mă la câmpul potențialității pure și al creativității nelimitate. 3. Voi practica neimiterea de judecăți de valoare. Îmi voi începe fiecare zi cu afirmația Astăzi nu voi judeca nimic din ceea ce se petrece iar de-a lungul zilei îmi voi reaminti mereu această intenție.